La ora 1, data de 18 octombrie 2014, a parvenit un semnal că s-a auzit o deflagrație mare pe strada Tamara Ciobanu, blocul cu numărul 8. S-au deplasat salvatorii și pompieri, au depistat că în apartamentul 25, 26, 27, 28, la etajul 2, strada Tamara Ciobanu, numărul 8, s-a produs o explozie și în urma cercetării s-au stabilit că încă 8 apartamente au fost distruse la primul etaj și la etajul 3. S-au mai depistat ulterior încă apartamente parțial deteriorate de la etajul 4. La moment este format statul major în frunte cu primarul orașului Orhei, poliția, direcția comunală locativă, Orhei Gaz și începem evaluarea pagubilor și găsim modalitatea de a acorda ajutor. Eu dormeam acolo aici. Dormeam și când am mers, când am venit, mi-au sărit. M-a speriat iarnă. Uitați-o pe iarnă, ce facem noi pe iarnă? Așa o putere mare, dacă așa au fost închisă așa. Cred că chiar din fapt și eu a venit de acolo. Strașc. Familii care de preț, tătă. Că e în chetri. Asta aici era patul. Cum l-am făcut? Ферестри на первый этаж, на второй этаж, этот формат перегородчик, ну, ира, для мудежа, этот ира, да, джоз, вкратце, после транспорта, с воспитал. Она дичидя, целуем, с блоком газу. Пресиуна и 26 мм нормально, там надо стоить на 300, 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 на